Președintele Consiliului Județean a anunțat joi că licitația s-a încheiat și a fost semnat contractul pentru proiectare și execuția lucrărilor pentru modernizarea și extinderea unității de primiri urgențe. Este vorba despre un proiect demarat de Consiliul Județean în mandatul trecut. Încă din mandatul trecut, noi am aplicat pentru fonduri europene pentru modernizarea și extinderea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean. Mă refer aici nu numai la modernizarea ca și construcție și realizarea practică a unui alt spațiu pentru primiri urgențe de la Spitalul Județean și la modernizarea cu aparatură la nivelul medical, bineînțeles la nivelul anului 2020. Finanțarea pentru modernizarea și extinderea UPU va fi asigurată din fonduri europene prin programul operațional regional și din bugetul propriu al județului. Vom primi 1.500.000 de euro de la Uniunea Europeană, aproximativ alți 3 milioane de euro vom pune din surse proprii pentru că nu erau banii suficienți ca să realizăm într-adevăr o construcție unde practic și medicii cât și cetățenii să primească servicii de calitate, să eliminăm practic neajunsurile care sunt acum la unitatea de primiri urgențe. Termenul pentru realizarea proiectării, care a început deja, este de 6 luni, iar pentru execuția lucrărilor 24 de luni. Ultima etapă din proiect va fi dotarea UPU cu aparatură de specialitate de ultimă generație.